Polițiștii de frontieră sucevene au reușit să rețină aproape 17.000 de pachete de țigări în urma unor acțiuni în care au făcut și uz de armamentul din dotare. Un autoturism de teren evaluat la 6.000 de lei a fost indisponibilizat la sediul sectorului până la finalizarea cercetărilor. Potrivit celor afirmate de ofițerul pentru relații publice de la Poliția de Frontieră Suceava, comisar șef Ilie Poroxerițan, la primele ore ale zilei de vineri, un echipaj de la sectorul de poliție frontieră, Brodina, a observat cu ajutorul aparatului de vedere pe timp de noapte, în apropierea frontierei de stat, pe raza localității Ulma, un grup de persoane care transporta mai multe colete spre interiorul țării. Lucrătorii de la graniță au procedat la interceptarea și somarea prin voce a suspecților și pentru că aceștia nu s-au supus, au folosit armamentul din dotare, fiind trase 9 focuri de avertisment în plan vertical. În aceste condiții, suspecții au abandonat coletele și, profitând de terenul accidentat și împădurit, au fugit spre teritoriul statului vecin. Totuși, polițiștii de frontieră au reușit să rețină un cetățean român în vârstă de 53 de ani, domiciliat pe raza județului Suceava. În apropiere au fost descoperite mai multe baxuri care conțineau circa 13.500 pachete țigări de proveniență ucraineană. Țigările, în valoare de aproximativ 135.000 lei, au fost ridicate în vederea confiscării, iar cetățeanul respectiv este cercetat sub acuzațiile de contrabandă în formă agravantă și trecere ilegală a frontierei de stat. Ceva mai târziu, lucrători din cadrul aceluiași sector au descoperit în apropierea frontierei de stat, pe direcția localității Straja, două colete care conțineau 2059 pachete de țigări în valoare de peste 20.000 lei. Și polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Rădăuți au descoperit în apropierea frontierei un autoturism de teren și mai multe colete voluminoase. Acestea au fost duse la sediul sectorului, unde, în urma inventarierii, au fost înregistrate 850 pachete cu țigări în valoare de 9.300 lei. Totodată, autoturismul de teren, evaluat la 6.000 de lei, a fost indisponibilizat la sediul sectorului până la finalizarea cercetărilor.